Bun, lume, cam atât pentru episodul de azi. Eu vă mulțumesc pentru atenția acurată. Nu uitați, orice interacțiune este binevenită și ne vedem data viitoare. Da, am făcut outro în loc de intro. Sper că n-a crezut cineva că chiar este așa. M-am gândit că va fi interesant. Și a fost, nu? Da, nu? Bun, uite căsuța noastră din episodul trecut. Iată-l pe Stevie care aleargă, fiind maestuos în timp ce aleargă. Și da, n-avem inventar. Huo, Huo Mojang, Huo Mojang. Da, vă vine să credeți că din jocul ăsta a evoluat Minecraft-ul? Chiar din același colț se trage. Vă dați seama? Cândva jocul ăsta a fost așa. Vă dați seama cum a evoluat? Adică rămâi un pic mască când te gândești la lucrurile astea. Și da. Bun, adică nu prea am ce idee ce să facem. Așa că... Mi-a venit o idee, dar nu prea e bună. Așa că nu prea se merită, dar... Da, după ce o să facem chestia asta, o să încheiem și video, pentru că, sincer, n-are rost să stăm pe o versiune pe care... Adică... Singur lucru nou în versiunea asta e cursorul de la... De acolo, de la mouse. Atâta. În rest nu, tot e la fel. Deci nu se justifică lucrul ăsta. Și azi a fost ziua unei colege. Suntem buni la parcurs și pe versiunea asta. What the hell? Da. Deci, singura diferență e cursorul din versiunea asta și nu mai e în full screen jocul. Eu cunosc pe cineva care se joacă Minecraft doar în full screen. Și da. Bun, hai odată să terminăm și chestia asta, ca să putem să încheiem și noi video, pentru că n-are rost să stăm pe versiunea asta. Și oricum, cred că în versiunea următoare, cred că Minecraft-ul prinde formă, adică o să genereze câmpii și chestii în următoarea versiune. Și da, așteptăm versiunea următoare. De fapt, voi așteptați. Eu pot să-l filmez chiar și acum, episodul următor, da. N-am să fac lucrul ăsta pentru că n-am chef, dar, da. Și azi cred că o să apară un snapshot și s-ar putea să vă enerveze că vorbesc despre zilele în care e azi, mâine, chestia asta. Mă rog, mie îmi place să vorbesc despre asta, deci nu mă puteți opri și da. Bun, și s-ar putea să apară un snapshot și că bagă un fel de creatură subacvatică nouă în afară de squid. Șmecher. M-am văzut asta pe Twitter-ul lui Jeb. Șmecher, șmecher. Da. Mă rog, și cred că în episodul următor o să schimbăm harta din moment ce se bagă generare de teren. Știu că pe harta asta ne-am obișnuit mult timp, dar ce să-i faci? Da, și baguri.
Hai că ce noi ne jucăm pe baguri. Acum o să spaguri, bă. Nu vă dați seama. La valoarea noastră jucăm și pe baguri. Da, deci sare mouse-ul din joc. Asta sigur e un bug. Adică stare în afara jocului. În momente ca astea. Bun. Hai. Bun. Neața lume și bine v-am găsit la un nou episod din Minecraft prin versiuni. În acest episod vom face niște stâlpi la casă și... Da. Bun. Să trecem la treabă.